În privința catalogului online, în care părinții ar putea să vadă mai ușor situația școlară a elevilor, directorul acestei unități de învățământ se declară total împotrivă, întrucât susține că această măsură ar îndepărta părinții de școală. Făcând treaba aceasta cu catalogul online, părintele va dispărea definitiv din viața școlii. E ușor să consulți catalogul electronic. Noi nu suntem de acord. De ce? Pentru că la ora actuală o problemă deosebit de gravă, este relația familiei cu școala. Tot la școala numărul 2 Ioan Alexandru Brătescu Voinești din municipiul Târgoviște, reprezentanții instituției, părinții și elevii au ajuns la un consens în privința ținutei. Accesul în unitatea de învățământ se face numai purtând uniforma școlară. Culoarea și modelul au fost alese de conducerea școlii împreună cu părinții și copiii și nu au existat obiecții. Noi am fost prima școală gimnazială în urmă cu 7-8 ani, care am reușit cu acordul Consiliului Consultativ al părinților, Asociația Părinților, să instituim o ținută vestimentară, spune noi, de bun simț, care a eliminat multe probleme. Adică n-au mai fost diferențe între elevi. Pentru că elevii cu o stare financiară mai bună veneau îmbrăcați mai altfel, cei cu posibilități financiare mai reduse trebuiau să plece capul, așa am făcut ca în școala noastră toți copiii să fie egal în privința ținutei vestimentare. Mai mult, elevii acestei unități școlare sunt mândri de ținuta lor, care îi ajută să se identifice cu instituția. Unii colegi spun că nu este chiar cum ar trebui, dar ceilalți sunt foarte mulțumiți, pentru că până la urmă nici nu atâtea haine în dulap pentru toate zilele școlii. Să avem prea multe haine, asta ar însemna să venim fiecare zi cu altceva și să ne dăm mari. În loc să învățăm, n-ar trebui să ne dăm mari cu ce haine avem, cu ce bijuterii venim și cu cum venim, în general. Asta nu mi se pare corect, suntem toți la același nivel, nu ne marginalizăm. Odată ajungi liceeni și pretențiile elevilor sunt mai mari, la fel și gusturile. Dacă unii sunt de acord cu purtarea uniformei școlare și nu îi deranjează faptul că trebuie să arate la fel ca și ceilalți colegi, alții preferă să se îmbrace în tendințele modei și după propriul stil. Păi ar fi bine să bage uniformă, pentru că așa nu mai intră alți copii din alte licee și pentru siguranța noastră. Crezi că așa ați fi toți egali, să nu fi diferențiați, nu mai bogați, nu mai sărați? Sau? Da, că în liceu se interpretează toate chestiile astea și ar fi mai bine. Este o idee foarte proastă. De ce? Pentru că nu ne convine. Vă deranjează să fii la fel ca ceilalți? Da. De ce? Pentru că nu te place. Voi aveți uniformă? Da. Și colegii tăi cum reacționează față de ea? Nu prea o poartă. De ce? Că nu le place. Anul acesta, cel mai bun moment pentru etalarea ținutei a fost perioada examenului de bacalaureat, când accesoriile și hainele extravagante au fost pe primul plan.